Noua taxă de timbru se pare că va stimula comerțul cu mașini, însă nu mașini foarte noi, unele mai vechi chiar de 20 de ani, pentru că sunt Euro 2, Euro 1 sau chiar non-Euro. Adică, deși poluează mai mult, autoritățile speră că nu vor putea fi utilizate foarte mult, iar totuși românii își vor cumpăra mașini ceva mai noi.